David și Steve sunt curioși să afle la ce folosesc orificiile și canalele pe care le-au observat pe suprafața discului de frână. Iată de ce au revenit la Gianni, mecanic auto și specialist în frâne, care le-a explicat avantajele acestei prelucrări speciale. Suprafața de frânare a discurilor standard este, de obicei, netedă, în timp ce, la discurile utilizate la mașinile sport sau de curse, prezintă unul sau ambele tipuri posibile de prelucrare mecanică, orificii și canale. Orificiile și canalele aduc îmbunătățiri semnificative în performanța sistemului de frânare, o mai bună aderență, asigurarea curățării și reînnoirii materialului de frecare, dispersia apei, dispersia gazelor, precum și o mai bună răcire a sistemului de frânare. Prezența unor orificii sau canale pe un disc de frână reprezintă garanția unei mai bune aderențe și, fără îndoială, a unei reacții mai rapide și mai eficiente a sistemului de frânare. Acest efect este obținut datorită orificiilor și canalelor de pe suprafață, care asigură, în special în etapele inițiale de frânare, un mai bun randament printr-un coeficient de frecare mai bun. Un alt avantaj important al utilizării discurilor perforate și sau canelate este curățarea și reînnoirea continuă a materialului de frecare al plăcuței de frână. Orificiile și canalele generează un efect de zgâriere, curățând astfel depunerile de materiale de pe suprafața plăcuțelor și, implicit, ne permițând ca reziduuri mici de material feros, rezultate în urma uzării discului de frână, să se încastreze în materialul de frecare al plăcuței de frână propriu-zise. Orificiile contribuie de asemenea la ruperea peliculei de apă, care s-ar putea forma pe suprafața de frânare. Din acest motiv, chiar și în cazul în care conduceți în condiții de umiditate, sistemul de frânare reacționează eficient chiar de la prima frână. În același mod, canalele orientate în afară contribuie, de asemenea, la o dispersie mai eficientă a apei, care ar putea fi prezentă pe suprafața discului, cu beneficii concretizate printr-o performanță uniformă, indiferent de condițiile meteorologice. Așa cum orificiile și canalele facilitează dispersia apei, ele asigură și o mai bună disipare a gazelor, care se formează la temperaturi înalte între suprafața plăcuței și a discului. Aceste gaze sunt cauzate de arderea rășinii utilizate la fabricarea materialului de frecare atunci când se ating temperaturi înalte. Acestea pot cauza estompare, care reduce coeficientul de frecare dintre disc și plăcuță, pierzându-se implicit eficiența de frânare. Prezența orificiilor sau canalelor pe suprafața de frânare contribuie la evacuarea mai rapidă a acestor gaze și la restabilirea rapidă a unor condiții optime de frânare. În fine, prezența orificiilor sau canalelor înseamnă un disc și o plăcuță cu o mai bună capacitate de disipare a căldurii, ceea ce generează o îmbunătățire a randamentului întregului sistem de frânare. Discurile cu orificii și canale reprezintă o evoluție față de discurile standard, dezvoltate inițial și utilizate de toate echipele de curse automobilistice pentru a-și îmbunătăți performanța pe pistă. Aceste îmbunătățiri au fost ulterior implementate și la autovehiculele de producție cu caracteristici sportive ale motorului și, în ultimă instanță, propuse ca alternativă mai bună de performanță la sistemele de frânare standard pentru șoferii mai entuziaști. Dezvoltate pentru a îmbunătăți performanța, discurile perforate sau canelate, în unele cazuri, pot genera o uzură mai mare a plăcuței de frână. În funcție de tipul de soluție adoptat în etapa de proiectare și de materialele alese pentru plăcuțe, orificiile și canalele oferă aceleași avantaje sub aspectul performanței. Mașinile de curse utilizează tot mai mult versiunea cu canale, deoarece oferă un efect mai bun în ceea ce privește disiparea apei și gazelor, în timp ce versiunile sport ale mașinilor de producție folosesc mai ales soluția perforată, care este mai puțin agresivă în ce privește materialul de frecare de pe plăcuțele de frână. În fine, din punctul de vedere al aspectului, versiunea perforată este preferată, dat fiind aspectul său mai sportiv. Ținând cont de faptul că această procesare influențează și slăbește structura discului, este evident că etapele de proiectare și de producție sunt esențiale în realizarea unui produs capabil să asigure maximum de fiabilitate sub aspectul rezistenței,
al performanței, al durabilității și, mai presus de orice, al siguranței. Pe parcursul etapei de proiectare, este important să se investigheze pentru fiecare disc specific numărul, dimensiunea, forma și poziția fiecărui orificiu și al fiecărui canal. După aceea, discul prelucrat trebuie să fie testat pe standul dinamometric și pe șosea pentru a se asigura performanța maximă în orice moment și indiferent de condițiile de rulare, îndeplinindu-se totodată toate cerințele de siguranță și de rezistență prevăzute de constructorii de autovehicule. În consecință, pentru ca un disc cu canale sau orificii sau cu ambele tipuri de prelucrări să fie sinonim cu performanța, precum și cu siguranța, se recomandă să contactați companii care se mândresc cu o experiență consolidată în proiectarea și fabricarea de discuri. Fiți mereu la curent urmărind www.bremboparts.com. Brembo. Tehnologie și partajare.